Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Minecraft, băieți. Astăzi fac un mic și scurt anunț. Anunțul este mai exact că pe data, de fapt astăzi, ca să nu mai stau să dau de toate astea, astăzi la ora 8 seara vom face deschiderea serverului meu de Minecraft Evo. L-am refăcut, l-am redeschis. Și na, v-aș ruga să vă aștept, și fapt, vă aștept număr cât mai mare. Nu știu ce mi se încărcă limba la ora asta, la ora 2. E da, 2 jumate. Mi se îmbrăcă limba în gură și nu prea pot să vorbesc, deci, da? De ce ați intrat pe acești server și de ce serverul ar fi diferit? În primul și în primul rând, serverul momentan e disponibil decât pe versiunea 1.12.2. De ce? Pentru că sunt extrem de multe plugin-uri, pe lângă plugin-urile acelea normale, mai sunt și plugin-uri premium care trebuie să plătești ca să le ai, știți? Și nu prea mai suportă hostul să schimbe, pune și mai multe versiuni momentan. O să mai băgăm niște bani prosibil. Dacă pentru prin donațiile voastre, prin metoda asta prin care strângem noi, o să facem cumva în care, într-un fel încât să meargă să și schimbăm versiunea. Ok, acum să vă întrebați ce are serverul așa special. În primul și în primul rând, sunt chestii de default, voturile care le-am făcut mai așa să fie mai diferite, grade, Discord, tot felul de prostii, etc. Bun, în primul și în primul rând, toate sunetele de la Minecraft sunt diferite. Deci, în primul și în primul rând, în game mode creativ, am dat sunetul, deci, mă rog, chiar, deși e mai o chestie, dacă ești prost ca mine și scrii game mode creative, el îți corectează în game mode creative, știi, știe, ceva genul, bă, știu că ești prost, te ajut, eu lasă. Primul și primul rând, este să vedem dacă puteți să dau puțin mai tare. Stai puțin mai tare, să auzi și voi clar. Îmi scuze dacă o să vă rup puțin urechile, dar hai să vreau, chiar vreau să vă arăt chestia. Nu știu ce părere aveți voi despre cum se aude, de exemplu, când mă pun pe zbor, mă dau de pe zbor. Mi se pare genial. Protecțiile aici trebuie să le schimbăm puțin, pentru că evident că nu putem să lăsăm bedrock-ul. Kit-urile aici aveți o grămadă de kit-uri, deci când vă spun că sunt o grămadă, deci aici sunt alea de ăla, aici de donors, aici de staff, deci sunt incredibil de multe kit-uri. Joburile sunt tot joburile default, tăietor, constructor, inventar, vrăjitor, fierar, pescar, fermier și miner. Meniul aici e un fel de shop, din ce mi-aduc aminte. Da, nu, este un meniu, da. Shop-ul trebuie adăugat imediat și la asta, o să-l adaug eu după video. Farming road. Uitați, acest road ne dă acces, bine, e road, e altceva. Dar ne dă acces la o fermă mai automată. Warp-urile care... Na, iar am uitat să-l adaug... A fost o secundă de lag, da, sunt toate la warp-urile aici de care aveți nevoie. Random TP-ul care bănesc că toată lumea știe ce să facă. Aici nu mai știu ce era exact, și aici mi se pare că da, dar aici este zona de staff, suntem decât 4 staff. Scriptorul eu cu Ken, fondatorii și Sorin, care este builderul. Aici sunt niște update-uri, aici sunt jucătorii care ajung la ultimul rang până la următorul wipe vor primi beneficia și bani și pe server. Da. Vor primi beneficii și bani pe server. Folosește comanda rank A pentru a avansa la următorul rang. Lista Alpha, Survivor, Veteran, Mortal Zeu. Și Angela Zeu e foarte tare, chiar e zeu. Mă rog, spawnul este superb. Eu trebuie să recunosc că e superb. N-am cuvinte. Ok, să vă arăt eu niște alte chestiuțe care mi-a plăcut. Ah, nu știu dacă ați auzit. Se pare cel mai epic sunet, bă, deci cel mai epic sunet. Bine, și pe server nu le auziți așa tare, vă o să le auziți mai încet, doar că eu am dat mai încet un blană ca să auziți și voi. Așa, ce sunt regulile serverului. Avem albinuțele astea drăguțe care, nu știu, nici știu ce vor de la viață. Ok, să dăm puțin RTP. Mam, se poate, te rog, one more time să nu fie în deșert? Ok, perfect. O să ne dăm din game mod, mă, ce m-a speriat oaia aia. Două, trei chestii, să vă arăt o chestie. Oricum repar eu după, nu este cea mai mică problemă. Deci avem niște chestii care îmi plac la nebunie. Odată, când spargem copacul, deci nu mai ascultați și cum face copacul. Nu știu ce părere aveți voi de chestia asta, mi se pare extrem, extrem de genial. Extrem, extrem de genial. Și cu TNT-ul este o poveste, și aici o poveste mai diferită. Mergem și noi pe aici. Bine, în mod normal blocurile nu se despawnau, gen se despawnează decât dacă pic așa la jumate. Hai să mai dau o dată să vedeți că...
Deci a picat blocul aici, a picat blocul acolo. Deci este o chestie extrem, extrem de tare. Că blocurile sar și pică pe sol. Deci e... chiar e realitate. Și mai avem câteva chestiute, dar vă lăsăm și pe voi să le descoperiți, pentru că nu vreau să sticăm chiar toată surpriza. Ideea este încă o dată, vă spun, serverul va fi deschis în seara asta la ora 8. Cine ne poate ajuta cu un share, de exemplu, la videoclipul acesta, pia rămâne foarte recunoscători. Aveți serverul nostru de Discord în descriere. Prima chestie, gen despre descrierii mele, este server de Discord, adică cred că îl vedeți și voi. Așa, rog, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați pe acel butonaj de like. Ne vedem pe live, și ne vedem pe live-ul de la ora 8. Ciao.